Steaua a scos un punct în deplasarea de la Târgu Jiu după ce a terminat la egalitate scor 0-0 partida cu Pandurii. Gorjenii au dominat jocul în ambele reprize, însă n-au reușit să pună în pericol poarta Stelei. Jocul dintre Pandurii și Steaua poate fi catalogat cu ușurință unul fără istoric, meciul fiind de-a dreptul plictisitor, mai ales în prima repriză. Cele două echipe n-au dorit deloc să riște în defensivă, astfel că spațiile dintre cele două porți au fost greu de găsit. Ieșirile pe atac ale roșii albaștrilor au fost și ele sortite eșecului, acțiunile inițiate de Nicoliță sau Sechei găsindu-i rar în ofensivă pe capitanul sau Stancu. Abia din minutul 63, jocul a prins puțină viață, după ce gazdele au profitat de superioritatea numerică provocată de eliminarea lui Ovidiu Petre pentru un faul dur și au presat mai insistent careul steleștilor. Egalitatea numerică s-a restabilit cu un minut înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. Stromaier a căzut ușor la un contact cu Parpas în careul Stelei și a primit al doilea cartonaș galben pentru simulare, fiind eliminat de Georgian Ionescu. S-a terminat 0-0, scor ce nu ajută niciuna dintre echipe.